am fost cu Constantinovici acum de vreo o lună de zile, am fost chiar la stadion Cum să văd ce se arată? întâmplă, Da. cum arată stadionul. Am intrat înăuntru, Și cum e, Cristi? chiar a venit un băiat acolo și ne-a scos, a vrut să ne scoată afară așa, ieșiți afară că nu-i voi aici. Hai, Și nu am cred zis, așa ceva. da, și am zis, nu pot să spun ce am Hai, zis, zine, zine, dar zine. Cenzurează cei de cenzurat. nu, dar i-am zis, tu nu știi cine suntem noi, uite, Constantinovici, Dulca, noi am jucat pe acest stadion, am făcut performanțe, am luat o cupă, un campionat. Deci asta mi se pare absolut, mă rog, amuzant, dar trist. Au vrut să vă dea afară pe stadion, Doamne Și ferește. da, și până la urmă l-am rezolvat și ne-a făcut o poză. Cu chiu cu vai, nu? Deci chiar el ne-a făcut o poză și am zis că la inaugurare să ne mai fac o poză în același loc de unde am făcut-o. Da. Cum ți se pare construcția până acum? Pentru că e cam 80%, dacă nu chiar 90% terminată. Deci va fi un stadion foarte frumos. Chiar mi-a plăcut ce am văzut. Fără pistă, va fi exact cum era înainte, cu tribunele foarte aproape. Chiar va fi un bibelou, cred eu. Îți spui că arată bine, îți place. Arată foarte bine, da, bine, acum fără gazon, fără, nu erau lucrurile chiar Da, acolo o tribunele lună, sunt dar puse. cred că va fi un stadion frumos, va arăta foarte bine. Înțeleg că eu personal n-am fost până acum să văd și știi cum e, că una e filmarea sau poza și alta e să vezi pe viu. Și vreau să te întreb, înțeleg că peluzele sunt mult mai abrupte, cumva mai apropiate de teren? Da, par mai abrupte. Acum nu știu exact inclinația peluzelor, Nu, dar cum ți dar s-a părut așa? mi s-a părut, da, puțin mai aproape de gazon și cred că în momentul în care stadionul va fi plin, presiunea va fi foarte mare pe adversar. Cum era și mi-aș dori să vină cât mai repede perioada în care suporterii vor invada iarăși stadionul. Uite că și asta e o discuție și te întreb pe scurt. Din punctul tău de vedere, crezi că ar trebui să se dea drumul oamenilor pe stadioane cu condiții de, știu eu, nu știu, să dovedești, cu testări, cu vaccin sau distanțare socială? Eu cred că ar putea, pentru că sunt stadioane mari, capacitate de 15-20 de mii, poți să disperseze oamenii în tot stadionul și să, cum se fac și în alte țări. Am văzut în China, deja se joacă cu spectatori, adică s-ar putea. Și Super Bowl-ul, mă uitam cu un coleg, am rămas șocat, au fost cred că 50.000 de oameni în tribune la Super Bowl-ul american, la fotbal american. De asta spun, s-ar putea organiza, nu știu, meciuri cu spectatori, dar clar, cu anumite reguli, cu distanțare, nu văd de ce. Nu. Cum ți se pare noua echipa Rapidului? Și spun noua echipă pentru că au făcut destul de multe transferuri în această iarnă și au dat afară mai mulți jucători. S-au schimbat destul de multe lucruri. Da, mie îmi place cum arată Rapidul, chiar am urmărit așa, nu am văzut jocurile lor, dar am mai citit despre transferuri, despre rezultate. E foarte bine că au victorii în amicale, ceea ce le dă o încredere și un plus de energie pentru campionat. Șansele rămân în picioare pentru a promova. E un lucru bun. Eu am spus-o și repet acest lucru. Mi-aș dori să vedem în Liga 1 echipe ca Rapid, ca și Universitatea Cluj, Poli Timișoara, adică echipe de tradiție, echipe care aduc suporteri la stadioane. Deci mi-aș dori acest lucru. Da. S-a întors Alexandru Ioniță 1, un băiat care iubește Rapidul, care s-a consacrat la Rapid. Crezi că va da randament? Asta vom vedea, eu cred. Are valoare, este un jucător care a mai trecut prin Giulești, știe ce înseamnă spiritul Giuleștiului. Clar, Rapidul are nevoie de jucători care să facă față presiunii, să facă față cerințelor obiectivului, adică promovarea. Nu e ușor să joci la Rapid. Vestiarul este un vestiar la fel de
de dificil. Mă rog, nu știu acum cum este, dar înainte era foarte dificil. Nu era ușor să stai în vestiarul Rapidului. Da, cum crezi că e ușor? E mai simplu totuși acum? Bine, s-au schimbat generațiile, s-a schimbat modul de muncă, dar tot a rămas acel spirit. Sunt fericit pentru că antrenez această națională de fete. Este o mare provocare pentru mine și, ce să zic, am venit și sunt cu gânduri foarte bune și foarte optimist în ceea ce privește naționala de fete. Da, zi-mi acum sincer, mie mi s-a părut cumva surprinzător. Tu ești fost selecționer al Naționalei de Tineret, ai antrenat echipe importante de Liga 1 și Liga 2 în România și acum ai trecut la feminin, care știm foarte bine, cu tot respectul. Bravo, susține fotbalul feminin, dar nu e la același nivel sportiv ca fotbalul masculin. Cum te-au convins cei de la federație? Da, cu tot respectul, echipa națională, orice lot sau, mă rog, orice antrenor și-ar dori să antreneze o echipă națională, cu atât mai mult echipa națională mare de fete. Nu consider că este un pas înapoi pentru mine. Din contră, eu văd un lucru foarte bun. Este o provocare extrem de interesantă pentru mine, pentru cariera mea și nu văd de ce ar fi o problemă de a antrena echipa națională de fete. Până la urmă vorbim de fotbal, vorbim de aceleași principii de joc, de viață. Nu se schimbă cu absolut nimic, decât schimbăm, trecem de la bărbați la fete. Ce obiective ai? Adică ce ți-a cerut federația pentru perioada următoare? Ce trebuie să faci tu la Naționala Feminină? Bine, în primul rând, sigur că știm foarte bine că nu suntem la un nivel comparativ cu alte țări, la un nivel foarte bun, dar federația împreună cu UEFA, FIFA încearcă și în România să aducă fotbalul feminin la un nivel apropiat de cel din țările foarte bine dezvoltate din Europa. Și pe mine asta m-a motivat, pentru că este un proiect pe termen lung în care se va investi foarte mult în fotbalul feminin. Nu știu exact date, dar probabil se vor introduce la echipele de Liga 1 echipe de Under 15, Under 17. În viitorul apropiat probabil vor fi și echipe de senioare. Și atunci area de selecție va fi mult mai mare, va crește calitatea jucătoarelor, va fi bine pentru fotbalul feminin. Din punctul tău de vedere, în momentul de față, pe unde vezi nivelul tehnico-tactic al fetelor? Este un nivel foarte bun, surprinzător. Chiar am efectuat câteva antrenamente cu ele, sigur fără fetele din străinătate, pentru că au ajuns de-abia azi noapte și vor mai veni pe parcursul zilei. Un nivel foarte bun, am văzut o ambiție mult mai mare, surprinzător, ca și la băieți. Foarte receptive, e un nivel bun, zic eu. Sper cu acest joc să terminăm o etapă și să începem altă etapă în viața echipei naționale de fete. O etapă care sper eu să fie foarte, foarte bună pentru noi și să ne aducă la o calificare la un campionat mondial. Urmează acum, dacă nu mă înșel, pe 22 februarie, meciul cu Croația, nu? Da, în 23 se va juca jocul. Așa. În Croația, un joc care s-a amânat din cauza problemelor. Asta vreau să spun, că este și această convocare așa atipică, cu acest COVID, purtăm măști, trebuie să avem grijă, purtăm măști inclusiv la antrenamentul în sală, adică avem grijă de toate lucrurile să fie ok și să nu avem probleme. Dar ne descurcăm, ne adaptăm până la urmă, că asta e situația. Da. Auzi, mi-am o curiozitate acum, poate că sună glumă, dar nu este, vorbesc foarte serios, să-mi spui, te rog, e cumva diferit, nu știu, când intri în vestiar, de exemplu, cred că nu poți să dai buzna cum e la fotbal, la bărbați, intrați, dezbrăcați, nedezbrăcați, închiloți, fără chiloți, aici fiind bărbat trebuie să bazi la ușă înainte, sau cum procedezi?
Păi am colaboratoarele care intră și vor transmite, dar nu cred că va fi o problemă acest lucru. Sigur că e diferit, că dacă tot vorbim și facem o comparație între băieți și fete, e diferit modul de abordare a anumitor situații, trebuie să fii puțin mai delicat, trebuie să ai o psihologie E diferit. mult mai bună pentru a lucra cu ele, dar știu ce înseamnă să lucrez cu fete, pentru că și eu am acasă o fată de 20 de ani și știu ce înseamnă să lucrez cu ele și să le motivez și cum să le motivez. Și e bine pentru mine că pot face o comparație între fiica mea și fetele de aici. Mă distrează și râd. Că tu spui că e diferit și într-adevăr e diferit. Nu te poți comporta cu fetele în vestiar cum te comporți cu bărbații și mi-aduc aminte de ce mi-ai povestit tu într-un interviu pe care mi l-ai acordat în urmă cu ceva ani, de botezul tău la Rapid când la primul antrenament Rodin Voinea ți-a spart nasul. Aici nu cred că poate să fie așa ceva. Da, clar, e diferit, dar încă o dată, vorbim de fotbal, eu nu-mi voi schimba principiile atât legate de antrenament, avem același mod de a antrena, chiar au răspuns foarte bine la ceea ce le-am cerut, la fel, ședințele decurg foarte bine, nu-mi fac probleme în acest punct. Și v-am spus, am găsit niște fete extrem de receptive, extrem de motivate pentru a veni la echipa națională și de a face performanță, inclusiv fete foarte tinere din România. Sperăm în viitorul apropiat cu antrenorii de la Under 19 să colaborăm foarte bine și să dăm echipei naționale mari cât mai multe fete, pentru că sunt foarte talentate. Eu am rămas foarte surprins de tehnicitatea lor, de implicarea lor în antrenament și asta e un lucru bun. Dar din punct de vedere fizic, care e diferența? E cum e, de exemplu, la tenis între un bărbat și o femeie, diferența de forță se simte? Așa este, așa este. Dar să știți că sunt jucătoare care au o vitalitate și o forță ieșită din comun. Dar, într-adevăr, diferența se vede aici la fizic, clar, pentru că e firesc să fie o diferență. Da, e adevărat. Zi-mi, te rog, și de Under 19. Înțeleg că domnul Ion Marin va fi selecționerul Under 19. E adevărat? Din câte știu eu, da, și chiar mă bucur acest lucru, pentru că este un antrenor cu o mare experiență. La fel, vine dintr-un fotbal, mă rog, în care a antrenat numai bărbați și trece la partea feminină, ceea ce eu zic că e un lucru bun pentru că poate să-și împărtășească din experiența lui, la fel cum fac și eu. Voi colabora foarte bine cu el pentru că am colaborat într-o perioadă la Universitatea Cluj când eu eram președinte, iar dânsul era antrenor principal în Liga a doua. Ne știm de atâta timp, deci va fi o colaborare foarte bună. Cum va decurge această colaborare? Veți fi strânși legați? Practic, Under 19 va fi anticamera națională pe care o conduci tu. Fiecare va lucra cu strategia lui sau veți avea o strategie comună astfel încât produsul finit să fie echipa pe care o conduci tu? Într-adevăr, acum acest meci cumva așa a căzut pe nepusă masă, pentru că era foarte important să înceapă campionatul, să vedem jucătoarele, să mergem în toată țara. Eu o să merg după această acțiune, după ce va începe campionatul la jumătatea lunii martie. Voi merge la toate echipele, voi vedea jucătoarele, le voi vedea la treabă și împreună cu Ion Marin, sigur că ne vom așeza, vom discuta perspectiva jucătoarelor care pot face pasul la Naționala Mare. Da. Ai văzut vreun contact mai dur așa care să te sperie pe la antrenamente sau sunt doamne? Nu e ca la băieți. Nu. Ai rămâne surprins să vezi combativitatea lor și dorința lor de a câștiga o minge. Încă și sper să nu avem probleme la contacte și la accidentări, dar să știi că nu se menajează deloc. Interesant. Poate o să ne primești pe noi să facem o dată un reportaj de la tine, de la un antrenament. Chiar mi se pare interesant.
Foarte interesant și chiar mi-aș dori să depășim această perioadă, să fim mult mai relaxați din punctul ăsta de vedere. Pentru că, încă o dată, e atipic așa tot ce se întâmplă și nu e ușor să le vezi tot timpul cu mască, tot timpul cu... E greu așa și pentru noi și pentru ele e greu, dar asta este, trebuie să avem grijă. Bun, ultima întrebare pe subiectul ăsta, Cristi. Crezi în posibilitatea unui fotbal mix în viitor, în următorii ani, cu echipe formate și din bărbați și din femei? Pentru că se discută de mai mulți ani această idee. În America, de exemplu, pe la 14 ani fac antrenamente și joacă jucătoarele, mă refer la fete, un mix așa, da. Și ajung să fie pregătite cumva fizic și mental pentru ceea ce va urma, adică pentru senioare, dar nu cred că în viitorul apropiat va fi un fotbal mix. Probabil o jucătoare poate juca într-o echipă de bărbați.